găsit tuturor, vă spune Mădălin Egoiță, avem imagini în direct de pe Cluj Arena. Vom urmări împreună confruntarea din etapa cu numărul 5 din play-off-ul Ligii Secunde, Universitatea Cluj Concordia Chiajna. Foarte ușor la o parte. Oh! Oh, ce execuție! O bombă a lui Voicu, un șut absolut fantastic! Zero pentru Concordia Chiajna. Hoffman pierde ușor în fața lui Voicu, însă incredibilă și reacția, apoi șut imparabil. Șut imparabil, extraordinar, prins pe picior greșit și Gorcea. Insistența lui Voicu, în primul rând de admirat, nu mai vorbim de șut. Centrare în careul micro, Mario Pires retrimite în fața porții, Eli Fernandez bară, vine Haită, șutează însă Valentin Alexandru, Romario, mingea se plimbă pur și simplu prin fața porții, incredibil. Peluza încearcă să energizeze și mai mult echipa. Ce bară, ce ratare. Urcă din nou, încearcă șutul, Lispa! Gol! A tot căutat poziția aceasta. Păcălit Aldescu, pe asta se baza și Denis Ispas. Pe un astfel de șut, pe o deviere din gazon. 1-1. Ce minge grea, ce minge grea, dar chiar și așa de nepermis. Cred că în primul rând Aldescu greșește că încearcă să o prindă. Ar fi trebuit să respingă în lateral, să nu se complice. Blochează foarte bine, poate continua, apoi Roberto Romeo, e offside. E offside, dar Valentin Alexandru refuză faza foarte bine. Roberto Romeo, gol! Universitatea revine doar câteva minute. Câteodată se mai învață și din greșeli, că tot rememoram momentele grele ale clujenilor cu echipe mai slab cotate. Revenire de senzație într-un timp foarte scurt acum. Roberto Romeo scrie. Valentin Alexandru nu atinge mingea, lasă marc, își dă seama că faza va continua, este gol valabil, este o autopasă. Ce cursă face Roberto Romeo? Matiș, neatent, Hoffman, pasa lui Matiș pentru Voicu, șut bun, șut bun, aproape de dublă Voicu și iată un semn al reacției celor de la Concordia Chiajna. Ne așteaptă cu siguranță o repriză secundă foarte interesantă, rămâneți alături de noi așadar, revenim în mai puțin de 15 minute cu partea a doua. E Haită. Haită cu doi adversari în față, caută, cred, culoarul de șut, până la urmă îi centrează lui Eli Fernandez. Vine Pârfulescu, gol! Boiciuc la prima atingere de minge. 3-1. Start perfect, de repriză secundă pentru clujeni. Fază de atac perfectă, Pârfulescu dă tare în fața porții, era exact mingea de care avea nevoie Boiciuc. Pleacă perfect spre zona de unde atinge o singură dată, dar este suficient. Foarte bun, foarte bun asistul lui Pârfulescu. Centrare bună, iese Gorcea, nu foarte bine. Minge blocată, Batin apoi, pe lângă poartă. Cea mai mare ocazie a Concordiei Chiajna în această repriză secundă. Tot
Batin cumva îl incomodează pe Gorcea. Nu prea era loc, oricum, pe unde să intre acea minge. La fel, însă, ultimul gol venit în ultimul sfert de oră. Acum, trei goluri marcate mult mai repede de clujeni. Încă un șut destul de bun la poarta Concordiei, Ciobanu, și va fi corner.